Sunt pe contul de Road to Glory, unde vreau să iau premiile de la Retro Stars, ultimele și acelea, plus am punctele necesare pentru a deschide picul de top 3000 și am zis să-l deschid acum, să nu aștept jucătorii de 102-103, că mai am carduri pe care să le bag acolo la daily picuri, cât să mai fac încă de vreo 2 ori mi se pare ăsta. Deci am fix jucători de 96-97, ceva acolo adunați. Cam asta facem astăzi. Like, abonare, as always. O mergem rapid la Retro Stars. Parcă am jucat înainte, dacă ține o minte bine. Eneba este cel mai bun loc pentru a cumpăra gift card-uri și jocuri la prețuri mega, mega avantajoase. Găsiți aici o grămadă de titluri mai noi, mai vechi, la cele mai bune prețuri, după cum spuneam, dacă prindeți anumite oferte, promoții, reduceri. Evident, poți cumpăra aici și mult așteptatul FC25, fie pentru Xbox, pentru PlayStation sau pentru PC. Dați aici un search, găsiți toate ofertele de care aveți nevoie. Linkurile le găsiți în descriere. Și pe contul principal și pe contul de Road to Glory n-am înțeles până la urmă ce naiba cum îl iau pe ăsta, că am jucat toate cele 4 nivele, dar ce vrea să fac efectiv și mascheranul de la fiecare nivel? Mi se pare că am făcut cât am avut jucători, dar după nu l-am mai făcut. Ce vrea de la mine jocul ca să-l iau și pe acel Stoicov de acolo? Nu că vreau să dorm cu el noaptea, să-mi țină de cald, dar îl folosesc la exchanger sau ceva. Am jucărie de pluș cu care să dorm noaptea. Habar n-am. Hai să mergem la Retro Rewards și să luăm de acolo. Am jucat astea, deci mergem în Week 4. Luăm pachetelul, luăm mascheranul, ce e mai important. Hai și gemurile astea, actually. Să vină Ancoa, să vină Ancoa. Mascherano și după pachetelul ăla important pentru care am tras nu 4 săptămâni și a fost absolut degeaba pe contul principal și vedem cum va fi aici, dacă tot absolut degeaba sau nu. Hai tată cu ceva bun și din ăsta și din ăla, măcar pe contul de Road to Glory. Olandez, nu mi-a mai picat olandez, ar putea să fie, dar nu ți minte ce overe avea băiatul. 98? N-avea 99? Puteam să jur că avea 99 Malen, dar hai că e bine, măcar n-a fost minimul minim din acel pachetel. Anglia, left back, call. Efectiv m-a omorât cu Spania. M-a nenorocit pe Spania și aici mi-a dat minimul minim ca UBR. Ca și pe contul principal ce mi-a urcat brusc tensiunea. Bă, insane. Cât mi-a dat cu Spania, nu mai știu. Nu mai știu ce să mai știu. Legat de echipă, tot stăteam acolo la gânduri chestii să-l schimb pe acest Jairzinho. Deja până vin jucătorii de 102-103. Pentru că am ceva coins. Și dacă mai strâng uite câteva acum și cu picul ăsta de top 3000... mi-ar ajunge teoretic. El cât costă pe ăsta dacă îl vând al meu? 50 de milioane aș face. Nu e rău, stai, n-am vrut să ies. Mi-ar ajunge pentru varianta nouă a lui Jairzinho, pe care am luat-o și pe contul principal. Nu e așa, dă-i direct search că mor aici ce fac. Care e pe la 220 de milioane, 240, a mai urcat puțin tel, dar la 240 s-a cam stabilizat prețul la el. Și aș putea să fac acolo un upgrade până vin bărbații de 102-103. Dar nu știu dacă are sens să mă grăbesc prea mult, mai este încă săptămâna asta de Retro Stars. Văd spre final acolo pe marți, mercuri, cred. Mă gândesc, poate până atunci mai scade puțin de la acest Jairzinho. Și poate îl cumpăr atunci, poate nu, dar să vedem acum dacă o să-și am coinși necesar pentru a face această mutare spectaculoasă, picul de 3000 de puncte. De unde știți că pică jucătorii de top cică de la ultimele două evenimente, doar că avem niște șanse execrabile. Sub 15% să pice unul de 99+, cam ăștia ne-ar interesa de 99+, cu toate că și de 99 sunt o grămadă deja la prețuri de nimic. Dar să vedem, noi filmăm, parcă. Hai, doamne, fă-mi surpriză aici măcar. Bă, și-au bătut joc în ultimul hal. Pe lângă faptul că mi-au dat maxim de 98, mi-au dat doar CDM, CAM și un CM acolo jalnic pe care nu-l vrea nimeni deja la cel mai mic de 97.
Și de ce zic asta? Că știți, jucătorii pe CM și CDM cam sunt printre cei mai ieftini overall. Mamă, 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 să le iau pe CN ăsta la mișto. Nu vreau să stau, că sunt la prețuri cel mai probabil apropiate. Și Zola și ăsta. Wow, bă, mi-a crescut tensiunea, nu glumă. Și de la pachetul ăla jale și de aici jale. Wow, 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 wow. Ce pot să mai zic? Absolut nimic, nu pot să mai zic. Să mă uit și la mișto cât costă. Că ăsta e de 98, nu poate fi băgat acolo la exchange-urile pentru coins. Asta e, dar trebuie să-i dau collect întâi, am uitat să-i vedem walkout-ul măcar. Aolo, bă, chiar dezamăgitor. Foarte dezamăgitor. Nici măcar unul de 99 acolo la mișto, fie și ăla extrem de ieftin. 16 milioane costă acest SEN. 16 fucking milioane. La nivelul unui card de 95 overhead, în acest moment găsești, de exemplu, sau ceva pe rideback sau whatever. Chiar nu de mult când am deschis picul ăsta de 1000, mi se pare că tot pe contul de Road to Glory l-am luat pe Carvajal, Team of the Season, de 95 și la același preț. L-am vândut cu 16 milioane jumate, dacă nu mă înșel, și tot acolo trebuie să-l vând și pe ăsta cu 2 puncte de overhead peste. Am zis că jucătorii pe CDM, pe CAM sunt vai steaua lor acolo la prețuri. Dar vreau în acest clip, uite, să urc, să mai urc un rank aici la versus atac, că reușesc, sunt aproape. V-am mai zis, odată ce vin jucătorii ăștia de 100-203, cu noul eveniment pe 26 septembrie, se updatează, poate chiar se updatează deja de marți, mă gândesc eu. Sau când se termine sezonul actual de Division Rival, se termină luni tot. Nu mai știu sigur. Probabil atunci o să se reseteze și premiile. Dar de fapt nu cred că are sens. Cred că odată ce vine evenimentul propriu zis, cu jucători de 102-103, o să putem lua din premiile astea de la Division Rivals jucători de până la 102-103 overe. N-ar avea sensul să vină de luni marți, că atunci încă nu o să fie băgați jucătorii ăia peste 101. Și eu deja mi-am atins cam toate scopurile, rămâne la, sunt la câteva meciuri distanță de FIFA Champions 3 pe contul principal. Aici am urcat cât am vrut, dar am văzut că tot a trebuit să mai joc pentru quest-uri, nebunie pe aici, pe la versus atac, și am văzut că mai urca puțin și am zis hai să dăm un rank mai sus, chiar dacă nu-mi dă mai multe puncte. Măcar o să fiu mai aproape de World Class 1 sezonul următor. Și o să vreau să-l ating iarăși ca să iau mai multe Universal Points, Tokens. Cum se mai numeau ei, prea mult am cărcat, dar intra binișor voleul ăsta. Chiar intra binișor, binișor, binișor acest voleu, sunt în față, no problema. În fine, domnul Rivaldo, nice, nice and clean. Nice and clean, încă una și de aici. Îl ador pe domnul Rivaldo, am zis. L-am adus pentru atributele sale de la shooting și uite că face show-off a celor atribute aici la versus atac. Cu stângul, cu dreptul, din voleu, din răsucire, fines, power și a tot ce vrei. La tot se pricepe omul ăsta în materie de shooting, în special. Cât la două meciuri distanță, poate 3 totuși. Poate 3. 4-1-2-1-2, narrow. O formație concentrată mai pe centru, eram curios să văd cum aș juca cu ea la head-to-head contra ei, dar cred că mi-era destul de greu. Cu echipa asta mea super dispersată, super pe atac de pe acest cont, era greu ușor să-i fac față echipei lui la head-to-head. Cu formația pe care o am pe contul de principal era mai diferită situațiunea, dar aici era să-mi fie destul de greuț. Mamă, Müller! Cum bă să nu-i dai gol cu Paul Chateau ăla? Ok. Nu mă așteptam că n-o să marchez și nu știu de ce m-am împiedicat așa acolo cu Zidane. Dar marchează din lovitură liberă Zidane. Nu marchează din lovitură liberă Zidane, că trebuia să dau slide-ul mai rapid, să dea mai în forță, dar oricum văd că a ratat și omul. Aveam și șanse puțin cel mai bune, parcă. Deci, e meciul nostru. Când vine Rivaldo și dă cu finesuri din orice poziții și le nimerește, n-avem noi o problema, iar Zidane a pierdut balonul acolo. I-am dat să facă schema, puțin a întârziat și n-a poftim. N-a poftim, stai așa.
Stai așa, tată, că poate să întoarcă scorul încă are timp. La cât ratez runda asta? Am dat double tap, dar bine că nu mi-a luat schema, că oricum făcea rainbow-ul și zbura mingea pe sus. Am uitat că Jairzinho ăsta are altă schemă pe double tap. Nu că Jairzinho al meu de pe contul principal. Ce-a fost asta? Dacă era asta golul gen care decidea dacă era egal sau victorie sau chiar lose sau egal, creștea frustrarea așa către cer și înapoi într-o milisecundă. Și aici am șansa mai bună, deci cred că o să fie fără peripeții drumul nostru spre următorul rank. 104 și el cred că are 101, nu? Da. Una pentru Rivaldo cu finesse pe lângă domnul, are ceva, un și Michael Van der Sar cu părul blond frumos. Nu mă așteptam să intre asta. Tot Rivaldo mi se pare că a dat aici cu capul. Nu știu pe cine l-are, nu înțeleg cine e portarul ăsta la el. Și de la distanță cu Rivaldo și a prins-o. Trebuia să dau finesse, cu finesse-ul intra sigur, dar am dat șut simplu. Uite, acum a intrat cu șutul simplu și din prima. Te pup, te pup, te pup, te pup. Bravo, Vieira! Mi-era puțin frică că am încărcat prea mult cu tine și nu ești tu neapărat cel mai pe bază de șut. Da. O fază senzațională. Dar avem avantajul pentru moment, totuși 6 la 5. Not good, not good. E la un gol distanță, te rog mai ratează o dată, bravo! Te pup, te pup, te pup, te pup, Müller shoot! Următorul jucător actually pe care l-aș schimba după Jairzinho ăsta de 96, cred că ar fi totuși Müller, dar nu știu dacă l-aș schimba neapărat pe un alt striker, aș putea să schimb poate formația, iarăși, și aici tot 4-3-3 ceva clasic, cred, și să aduc un CM sau CDM în loc. Sau un CM, că era și formația aia, nu, cu 3 CM. O să mă gândesc și să dăm meciul de cotitură. De trecere la următorul rancord într-a lui Bulski. Are 102 la echipă, pare să. Și are un CR7 cu un Ronaldo Gresuțu acolo. L-are pe R9 ăla de 98. Nu ăla de 101, cel mai cel. Deci nu e chiar atât de insane, dar oricum, e bomboană și cardul ăla, e bomboană, e bomboană, e bomboană, prea aproape era să-i rupă capul, era puțin să-i rupă capul la jucătorul meu, aici am dat-o pe urlați, foarte bine, hai să nu-mi bat joc de acest match, să fie nevoie să mai dăm 7 după. Bun, Rivaldo, te pup, te pup, te pup, te pup și suntem cu un gol în avantaj. Superb, 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 Cruyff, nu te iartă, cu prima atingere, Rivaldo, nici ăsta nu te iartă, niciun caz, lost possession, e clar spre ce ne îndreptăm, sau nu e clar, nu prea e clar, la ce s-a întâmplat acolo, bine, încă un șut aici cu domnul R9, care nu este R9 la mine, și Rivaldo, da. Așa, ai intrat frumos. Ai intrat frumos din stânga, cu stângul, din voleu. Senzațional. Jairzinho cu rainbow-ul său, jalnic. Și am învins, rank-ul îl avem. Premiile l-am luat. Ultimele și cele mai importante de la RetroStars, care s-au dovedit a fi pur și simplu jalnice. Ca și picul de 3000. Chiar am rămas, bă. Jalnici au devenit într-adevăr aceste picuri. A făcut o schimbare. Cumva le-am înțeles motivul că era dezastru pe market, dar chiar atât de proastă să fi devenit aceste picuri. Absolut wild. Dar ce să facem, n-avem ce să facem. Vă pup, nu uitați de abonare, like, noi ne auzim data viitoare. Bye bye.